Tribunalul Giurgiu anunță printr-un comunicat că joi 11 aprilie va avea loc ședința publică pentru desemnarea prin tragere la sorți a președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, constituite la nivelul județului Giurgiu pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Ședința publică va avea loc în sala de consiliu a Tribunalului Giurgiu cu începere de la ora 8. Pentru prima dată, alegerile locale și alegerile europarlamentare vor avea loc în aceeași zi. Până în acest moment au anunțat candidatura la primăria municipiului Giurgiu următorii: primarul în exercițiu Adrian Anghelescu din partea PNL, fostul edil Nicolae Barbu din partea PSD, Bogdan Bratu din partea AUR, Liliana Ciobanu din partea PUSL, Codruț Câinaru din partea USR, Nicu Ștefan din partea PMP, dar și Remus Gușă, candidat independent. În schimb, pentru șefia Consiliului Județean Giurgiu, printre candidați se află senatorul Toma Petcu din partea PNL, deputatul Marian Mina din partea PSD, Dorin Cândea din partea AUR sau președintele USR Giurgiu Ciprian Alexandru. Oficial însă, depunerea candidaturilor pentru alegerile locale va putea fi făcută în perioada 16-30 aprilie, urmând ca în 8 mai candidaturile să rămână definitive.